acesta, în dimineața aceasta, avem datoria să lăudăm bunătatea lui Dumnezeu. A lăuda bunătatea lui Dumnezeu se face prin cântare, prin rugăciune, așa cum a fost și cântarea. Vestirea Evangheliei. Vestirea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce cred. Doamne, ajută-ne să credem și noi, să ne dea Dumnezeu credința și nu numai o credință de formă. Credința pe care o a avut Avram. Ca să putem crede lucrările lui Dumnezeu și ceea ce cerem de la Dumnezeu, să credem că am și primit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Iubiții mei, să știți că în ziua necazului nu mai avem prieteni. Nu mai avem tovarăși, nu mai avem vecini. Că așa este natura umană. Singurul prieten care spune cheamă-mă în ziua necazului este Iisus Hristos. Fie binecuvântat numele Lui. Acela să ne conducă pe noi. Gândul Domnului nostru Iisus Hristos să-L avem fiecare dintre noi. Tot timpul. Gândul acesta lui Hristos să ne călăuzească. O tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeul meu, cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Iată, vedem cum psalmistul David repetă și spune despre Dumnezeu că este turnul meu de scăpare. Nu putem zice și noi altfel decât așa cum scrie Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții mei, vrem să aducem o jertfă în această dimineață Domnului Dumnezeu. Să ne punem trupurile noastre la dispoziție, așa cum a spus și Apostolul Pavel. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta vrem să facem, să ne punem trupurile noastre, Duhul nostru, sufletul nostru, să punem înaintea lui Dumnezeu, să fie o legătură între noi și Dumnezeu. Și Dumnezeu în această dimineață să ne asculte rugăciunea. Amin. La rugăciune știți că trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm încetat. Pentru cei în necazuri, pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, pentru vecinii noștri, pentru cei care sunt încă pe calea pierzării. Puteam să fim și noi. Nu este meritul nostru, nu este bunătatea noastră, ci este dragostea lui Dumnezeu. Avem pentru ce să-L lăudăm. Pentru ziua aceasta de libertate pe care Dumnezeu ne-a dat. Nu este război, nu este foamete, nu este ciumă. Dumnezeu să ne pună în conștiința noastră că vor veni și vremuri grele. Și dacă nu ne luăm merinde acum pentru vremuri grele, nu știu cum vom trece cu atunci. Zic ca Dumnezeu să ne întrească. Vom căuta o cântare și aș dori ca trei frați să ne servească pentru jertfa de rugăciune. Pentru prima plecare, fratele Gobi, pentru a doua, fratele Odinel și pentru a treia, Romica Cânță. Zic ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvintească.